Dovi și celor care ne ascultă pe săfătare și ne văd în această seară. Noi discutăm astăzi un subiect foarte sensibil și destul de tabuizat și problematic în țara noastră. Este subiectul Child Free, ziua internațională fără copii, care se sărbătorește la nivel mondial. Și noi astăzi discutăm despre a avea sau nu avea copii. Suntem în egalitate de genuri, doi bărbați și două femei astăzi și vom dezbate acest subiect alături de Mary, Oleg și Ghenadie Brega. Bună seara! Salut! Bună Suntem seara! pe în țări diferite, în capitale diferite. Irina la Tighina, Mary la Chișinău, Ghenadi în Reykjavik și eu la București. S-ar putea să ni se alăture acum și alte persoane. Avem deschis portița, dar nu foarte multe locuri la tribună. Sunt maxim 6 locuri, deci dacă vrea cineva să participe, aveți link sub acest video. Sau cereți-mi mie link de acces pe chat, pe Messenger și veniți să petrecem. Că înțeleg că acum 49 de ani, în 73, fix în anul când m-am născut eu, a apărut asta ca o sărbătoare, ca o ocazie de celebrare a celor care au decis să nu facă copii. Nu știu dacă serbează cei care vor copii și nu-i pot face. Sau până la urmă se blazează, se împacă cu soarta și încep să se bucure și ei. E Da, cineva dintre noi care are copii sau care vrea copii? din câte înțeleg, în seara asta ne-am adunat cu toții care nu avem și de aia și Nici nu nu i vreau. avem pentru că am ales asumat această cale ca să nu îi facem, deși avem majoratul și cam după normele și standardele, stereotipurile societății în care trăim, deja am trebuit să fim căsătoriți, să avem familii, vreodroaie de copii, deja aproape și nepoți, cineva. Ei, poate nu neapărat o droaie, dar măcar unul pentru mama, unul pentru tata și vorba lui Vasile Tarle, fost premier al Republicii Moldova, unul pentru patrie. Deci statul ne încuraja să avem cel puțin 3 copii, iar pe timpul sovietic mi-amintesc că mama a primit medalie de mamă eroină pentru că avea 5 copii. Știu oameni în sat care au născut 13 copii, na, femeie. Iar ieri am recezat ultima zi de recensământ în România, o femeie care a născut 12 copii și, ce credeți? Locuiește singură într-o garsonieră abandonată de toate cele 12 odrasle ale ei. Na, nu toate sunt în viață, dar ca să știți că asta nu ți asigură că îi aud pe unii, tot la recensământ pe teritoriu, pe teren îmi reproșau unii. Cum tu la vârsta asta? Na, nu arăt eu de vârsta mea, dar tu la vârsta asta nu ai copii, dar cine o să aducă o cană de apă la bătrâni? Zic că poate a venit vreun vecin și mi-aduce o cană de apă, dacă nu, o să mor de sete, na. Dar să fac copii numai pentru asta, ca să aibă cine mi-aduce o cană de apă la bătrânețe, cine știe unde o Argumentul să... beton. Da, exact. De fapt, Luați-le. nașterea copiilor nu ți asigură că tu la bătrânețe vei fi cu cineva din ei, pentru că începem de la faptul, de la premisa, de ce noi vrem să facem copii, întrebarea asta, dacă se le punem. Și cred că vine de la majoritatea argumentelor care vin ca să-ți continui rodul, ca să nu fii singur, ca să ai cu cine vorbi, ca să faci un copil pentru tine. Și asta vorbește tot despre un ego, despre un orgoliu, despre un egoism și atitudinea asta față de copii ca de un bun imobiliar care se aparține, face că noi credem copilul să ne este dator cu ceva nou la bătrânețe și să punem spatele lui toate aceste așteptări care, de fapt, nimeni nu este obligat să le îndeplinească. Iată, zilele astea a scandalizat presa, internetul, cazul unei femei de la Chișinău care și-a abandonat copilul în drum spre aeroport, l-a aruncat la lada de gunoi, nou născut, și riscă închisoare până la 5 ani pentru pruncucidere. Deci copilul nu întotdeauna e o persoană dorită, iubită, ci poate fi chiar și o povară din viol, din incest sau când ești foarte săracă, eu știu, când copilul e bolnav și tot așa, poate să fie situații de împovărare, de distrugere a destinului, a carierei omului.
Mai ales și din cauza atitudinii în societate față de astfel de situații. Nu știu ce au pățit Mary cu Ghenadie, dar au rămas fără imagine amândoi. Poate măcar cu microfonul să intervină să vorbească, că sunt fix ei care încă n-au vorbit azi. Da, eu sunt aici. Ce ține de copii, părerea mea este că înainte ca să ne dorim acel copil, să ne întrebăm cât suntem de pregătiți și să înțelegem că noi copiii nu-i facem pentru noi. Majoritatea, unii dintre noi fac copii pentru că așa zice mama, pentru că este timpul, pentru că așa ne dictează societatea și credem că naștem copilul pentru noi, implantând în copii dorințe care nu le aparțin lor, dar dorințe care nu au fost îndeplinite în copilăria noastră. Tu, un exemplu, tu vei învăța la pian și vei cânta și, de exemplu, sau vei face sport pentru că eu n-am făcut și eu vreau să faci. Sau tu n-ai cum să fii ating și tema asta LGBT, tu n-ai cum să fii lesbiană sau gay sau transgender pentru că n-are cum să fie așa ceva, pentru că la noi în familia asta nu s-a întâmplat. Și atunci ne întrebăm, tu ai născut copilul acela ca să-și trăiască viața lui sau ai născut copilul ca să-și trăiască viața ta? Și mai este încă o fază care este tare întâlnită la noi, așa a ieșit și ne l-a dăruit Dumnezeu. De fapt, un copil nedorit. Scuza asta că ne l-a dăruit Dumnezeu pentru că eu nu mi-asum responsabilitatea să urmez contracepționale, da? Să fiu un matur asumat și dau scuza pe un Dumnezeu, că copilul e dorit de la Dumnezeu, mă întreb cât de matur sunt eu în acest caz, că dau, asum niște responsabilități că așa vrea Dumnezeu. Nasc vreo 3 copii, nu sunt responsabile și nici nu am capacitatea să cresc, dar zic că așa vrea Dumnezeu. Tot sunt niște lucruri întâlnite des la noi în societate. Sau mai este și o altă etapă pe care am observat-o la unii din cunoscuții mei, că soția nu vrea să nască. Naște vreo 3 copii și ea vrea să se afirme, să lucreze, să-și îndeplinească unele visuri sau unele dorințe. Și se întâmplă că, iată, din neasumare și din neatenție, pentru că nu se protejează, este nevoită să-l mai nască și pe al cincilea. Și atunci, sau pentru că așa vrea soțul, pentru că soțul mai vrea un băiețel sau mai vrea o fetiță. Și atunci nu este înțelegerea asta între parteneri. Și copiii înțeleg asta. Chiar dacă copilul e la noi în uter, copilul simte când este așteptat de ambii părinți sau când este așteptat doar de un părinte. Și unele, zic așa, neînțelegeri pe parcurs cu noi înșine sunt luate și din faza asta intrauterină. Psihanalizabilă situație. Ghenadie, salutăm și pe Cristian Marin, dar până se include în discuție, Ghenadie, la rând. Sper că nu se aude cu bruiaj, sunt în exterior. E regulă. Deocamdată e bine. Povestea cu nevoia omului de a concepe copii, e interesant că abia acum se discută chestia asta, pentru că bunicul, străbunicul sau mama, tata, n-au avut posibilitatea să ia decizii asumate înainte de a decide să facă un copil. Foarte des în discuție era invocat faptul, dar cine o să meargă la trecit? De ce nu avem destule guri la casă cât să meargă unul cu vaca, altul cu sapă, altul cu nu știu ce? Și e interesant că noi deja ne permitem luxul de a discuta în tihnă dacă vrem sau nu copii. Pentru că altfel putem să lăsăm să se subînțeleagă că eu nu am copii, ceea ce înseamnă că nu vreau să am copii. Dar la nivel de societate, mie îmi pare că încă nu s-a copt, cel puțin societatea din România și din Moldova, nu s-a copt suficient încât oamenii să aibă buna creștere de a nu te întreba în 7-a oară sau 10-a oară în viața asta, faci copii când te însori, ai de gând să faci copii și multe, multe alte chestii care cumva țin de viața privată. Dacă omul are
o sumedenie de drepturi prevăzute în Constituție și în legislația internațională, probabil la fel ar trebui să existe și un drept respectat de a decide să faci copii sau de a decide să nu faci copii. Și asta e valabil și pentru bărbați și pentru femei, pentru că obstacolele astea cu născutul copilului foarte curând o să fie estompate. Și dacă bărbatul vrea să facă copii, nu trebuie neapărat să-l întreb de sute de ori când îl faci. Și am impresia că societatea e mânată mai mult de curiozitatea de a-i vedea și pe ceilalți în situația lor. Adică când faci și tu ca să fii ca noi. Și mi se pare că ar trebui societatea mai degrabă să-și bage la cap chestiile care țin de familia lor, sunt familia lor, cele ce țin de familiile altora, sunt familiile altora. Deci nu e un subiect de discuție publică și, în general, familia, părinții n-ar trebui să facă presiune asupra copiilor. Să le spună părinții că vezi că deja e timpul, vezi că totul e contra cronometru, că nu mai poți face după asta copii și o grămadă de chestii care sunt o presiune inutilă pe oameni, pentru că omul are capacitatea de a-și gestiona singur viața. Iar dacă mama și tata te întreabă în mod repetat, sau frat, suror, te întreabă în mod repetat când faci, de ce nu faci, ce ai de gând. Chestiile astea cred că sunt o presiune inutilă și mă gândesc dacă societatea ar putea să-i scutească pe oameni de explicații. Eu, de exemplu, am decis de foarte mult timp să nu am copii și zic deschis oricui când sunt în cuplu, că nu vreau să fac copii. Deci nu am planul să fac copii, nu am planul să fac familie, să stau în cuplu pe toată viața. Deci chestiile astea, probabil oamenii ar trebui să aibă un pic mai mult, mai multă deschidere pentru a le vorbi. Pentru că niciodată nu știi ce vrea celălalt, ce nivel de așteptări are și te trezești cu surprize peste jumătate de an, peste o lună, peste 5 ani, cineva să înceapă să-ți plângă în Batistă că visul lui de o viață era să fac copii și tu nu ai acest vis. De asta cred că oamenii ar trebui să fie maxim deschiși, să interacționeze, să comunice și eventual să respecte opinia celuilalt. Pentru că asta facem, interacționăm cu alții, dar le respectăm deciziile. Așa cum îi respect decizia de a cumpăra sau nu o haină sau o casă sau o mașină sau o bicicletă sau orice, nu știu, un teren undeva. Decizia omului, el ia când vrea. La fel se întâmplă și cu copiii, dacă vrei să-i faci, îi faci. Dacă nu vrei să-i faci, e treaba ta. E decizia omului când e singur, când apare o pereche, un cuplu sau, Doamne ferește, un grup. Interese sunt mai multe. Cineva vrea copii, cineva nu vrea și atunci încep să rupă prezervativele, încep să despară pastile și na, tot felul de complicații. Sau și mai rău, când se hotărăște pe la senectute, mi-amintesc când terminam eu studenție, prima studenție aici în București, era un mega scandal la televiziune că o femeie de 63 de ani a născut. Ei bine, zilele astea a apărut din nou în presă cazul acela. Femeia deja are 80 de ani sau și mai mult, iar fata ei a terminat cu medalie universitate și e o tânără extraordinară. Deci iată, s-a demonstrat că poți să naști un copil foarte bun și la o vârstă înaintată și niciodată nu trebuie să te grăbești să naști la 20 de ani sau și mai devreme, pentru că cere gura lumii, pentru că îți cer neamurile, pentru că îți cere soțul, iubitul sau pentru că ai rămas gravidă. Sarcinile se pot întrerupe deocamdată în România, că iată în Polonia, în unele state americane, nu mai e posibil. Dar în România, în Republica Moldova, sarcinile pot fi întrerupte în mod sigur pentru sănătatea femeii, deci să nu vă sperie, dar e bine să învățați și metodele de contracepție să nu se ajungă la sarcini. Da, de asta și am vrut să menționez că ar fi bine să începem cu educația sexuală încă din școli, din grădinițe, pentru că, de fapt, copiii încep să-și exploreze corpul de pe la 6-4 anișori. Și mulți vorbesc că copiii, adică sunt mici și încep să masturbeze. Acesta este un pur interes fără conotație sexuală. De fapt este o cunoaștere a corpului său. Și de aia putem întâmpina în grădinițe diverse conectări între băieței și fetițe. Sau băieței, băieței, fetițe și fetițe. Și ar fi bine ca
această educație sexuală în măsura creșterii copilului și a percepției informației să fie predată începând din grădinițe. Și, din păcate, noi fiind chiar în pofida faptului că suntem un stat laic, totuși prevalează acest cult ortodox care este contra educației sexuale și de aia și avem minore de 14 ani care sunt violate și pe urmă cer ajutor. O altă idee ar fi, dacă vorbim despre contracepere, acum contraceptivele sunt mai multe modalități, deci sunt și medicamentos, pastile, prezervativele, care nu, mă rog, fiecare dintre ele are eficiența, doza sa de eficiență, sau spiruletul, sau mai vorbim despre posibilitatea de a face vasectomie, este o modalitate de contracepere pentru bărbați, este absolut inofensivă și este reversibilă, ceea ce ar menține sănătos fonul hormonal și a bărbatului și a femeilor și astfel am vorbit despre predarea unor egalități de drepturi între genuri și feminine și masculine și ar fi cea mai, adică cuplul ia decizia care este modalitatea cea mai optimă pentru contracepere atunci când vorbim de o familie care nu își dorește momentan să conceapă un copil sau pe viitor nici nu are de gând, adică să conceapă un copil. Deci sunt mai multe modalități și aceste lucruri trebuie explicate și trebuie oferite informațional pentru toți adolescenții ca să nu avem cazuri de graviduțe, minore, copii care nasc copii și, din păcate, sau, da, deci excludem faptul când deja sunt violuri sau incesturi, da, deci aici deja este crimă. Iar Infracțiune, nu-i chiar crimă. educația sexuală nu se începe doar din grădiniță, ea se începe din familie. Când mama Exact. spune fetiței că tu ai vulva exteriorul, vagina interiorul, tu ai penis, nu orhidee și nu peștișor sau tot așa. Culeți și Asta este păsărică. important și anume prin educație mai este important să învățăm copiii să fie liberi și alegerile lor sunt importante. Pentru că în momentul când tu înveți copilul de micuț, că alegerea lui este importantă și el este responsabil pentru consecințele pe care le are alegerile sale, crește un matur care înțelege că alegerea sa are și o consecință pe care el e de dorit să și-o asume. Și iată, părintele e de dorit că atunci când copilul devine matur, 18 ani, să înțeleagă că nu mai este cel copilaș micuț de 2 anișori care trebuie să-i schimbi scuticul, dar el își asumă alegerile și își asumă și consecințele, inclusiv căsătoria, nașterea copiilor, conceperea lor și tot așa. Își Din păcate, asumă dacă vrea și dacă poate. Sunt unii dacă copii, este mulți copii învățat. care preferă să rămână lângă mama, lângă părinți, mult după vârsta de 40 de ani, de exemplu. Asta este E o așa. tradiție în lumea latină. Da, pentru că acolo este o virgulă. Ori mama nu poate să se despartă de copil, părinții, și atunci de aia nu se despartă. Pentru că atunci când se dă libertatea copilului și se dă și posibilitatea să crescească, să-și asume cele consecințe, el, și îi dă voie să zboare, dar nu-i taie aripile, copilul este mai ușor să plece de lângă părinți. Atunci când protecția asta bolnăvicioasă, de ce își stă până la 40 de ani cu tata sau cu mama sau împreună? Pentru că este această protecție bolnăvicioasă și mama nu a tăiat cordonul. Încă l-a ține acolo. Da, deci aici, din păcate, este protecția aceasta, a dragostea asta camuflată care vrea să-și protejeze puiul și aici este foarte controversată această dragoste pentru că, de parte, pe umerii noștri ni se fac careva cerințe, se fac careva așteptări, de ce tu nu ești așa, de ce tu nu ai ajuns de succes, e ca copilul prieten. Este vorba ce copilul, cei mai buni prieteni a mamei mele, permanent se dă în exemplu și este cel mai bun copil pentru că el de toate ajută, tu ești așa un ratat, de obicei
Sau și de aici părinții se tem ca să nu facem un pas greșit, ca să nu pierdem careva șanse și să nu devenim nimeni în lume. Și totodată aici vine controversa. Eu te-am făcut un timântul, dar aici de ce nu faci, de ce nu mergi mai departe? Și se bat toate lucrurile astea în cap în cap și dacă persistă această educație în familie, această protecție care nu permite să facă un pas pentru că mama știe mai bine sau tata știe mai bine cum să fac pentru tine, dar deci are multe așteptări sau niște așteptări foarte mari de la tine, atunci copilul acesta devine foarte dezorientat și el, într-adevăr, la 40 de ani, nu va cunoaște ce își dorește de la viață. Și întrebarea de ce tu nu ai familie nu va veni pentru că e așa mi-am asumat eu și așa nu vreau eu să am copii, dar mă zic pentru că nu știu că așa nu s-o primit, că nu știu ce. Dar Din poate fi și păcate. partea cealaltă a monedei. Că eu mă căsătoresc, îmi formez o familie, concep copii, dar nu mă simt împlinit și fericit. Fiindcă nu am făcut cum mi-am dorit eu. Am făcut cum s-au dictat niște reguli. Pentru că așa au făcut toți și așa fac și eu. În viziunea mea, puțin dintre noi, cel puțin în societatea noastră, în țara noastră, puțin se întreabă de ce eu mă căsătoresc, de ce eu vreau o familie și de ce eu vreau să nasc copii și dacă eu nasc copilul ăsta, de ce mi-l doresc și ce eu ofer eu copilului ăsta. Pentru că dacă naște un copil la 18 ani, te întreb ce cunoștințe ai tu să-i oferi acelui copil, ce oportunități ai tu să-i oferi acelui copil și cât de dezvoltată ești tu moral, spiritual și mental, ca să-i ofere acelui copil și ce-i transmiți. Pentru că noi cumva suntem inconștient, transmitem niște patternuri, o educație care ne-a dat-o și părinții noștri, dar nu neapărat că ea este corectă. Și atunci te întreb, eu sunt pregătit ca să-i educ acest copil? Sau eu m-am dezvoltat destul? Sau eu m-am dezvoltat pe mine însămi destul? Mi-am îndeplinit visurile mele? Pentru cine fac asta? Pentru mine? Sau pentru ceilalți? Asta e cel mai important întrebări ca să facem acest pas, care zic eu este foarte important, pentru că tu, din acel moment, răspunzi de tine și de un alt copil, care va fi un viitor matur, care va trebui să se descurce singur în lumea asta. Nu tu îl vei ține din mânuți toată viața și îl vei îndruma și îi vei zice cum și ce să facă. Da, și societatea plătește pentru presiunile aplicate asupra tânărului, asupra tinerei să se căsătorească, să facă copii, pentru că primește în schimb foarte mulți copii nedoriți, abandonați, internate orfelinate pline sau copii nefericiți care fug de acasă și asta se pune în cârca societății care a făcut presiunile astea sociale asupra indivizilor care nu și-au dorit copii. Dar i-au forțat, au fost împinși de rude, de anturaj, de vecini, de colegi, de clasă și tot așa. Dacă ne-am schimbat atitudinea ca societate, am avea de câștigat și în satisfacția, în fericirea celor indivizi care își trăiesc viața cum vor ei și în sănătatea societății, că nu am avea atât de mulți copii abandonați. Sau dacă am fi deschiși ca acei copii abandonați să fie înfiați de cuplurile care nu își pot permite copii, vorba ta, pentru că sunt gay, lesbiene sau pentru că sunt infertili, să li se permită să înfieze copii chiar și persoanelor singure. Se pare că în Republica Moldova e posibil o persoană singură, solitară, să înfieze un copil și așa teoretic e posibil ca două persoane lesbiene sau homosexuale să înfieze copii în Republica Moldova. Pe când în România se pare că nu poți decât dacă ești familie, dacă ai bunăstare și dacă îți permite biserica, că mai ieri s-a introdus și educația sexuală în școli printr-o lege, dar numai din clasa 8-a și numai cu acordul părinților, ca să înțelegeți că e Clasa 8, aproape, ei deja sunt că formați aproape că nu și... s-a intervenit. Hai să vorbim și cu Cristian, care e de la Ploiești, din inima României și știe ce se întâmplă în societatea asta. El aici s-a născut. Inima României, bună seara doamnelor și domnilor, bună seara stimate invitate și stimați invitați.
Inima României, care iată de astăzi a rămas fără apă caldă, deci în anul 2022 Ploieștiul a rămas fără apă caldă. Mai aveți o din scuză, cauza deci spune că birocrației. Nu avem apă caldă, de ce să facem copii, nu? Da, nu avem ce să-i spălăm. Da. N-avem, asta exact, pentru că se preconizează chiar ample demonstrații în Ploiești, să vedem câți ori renunța la concediu. Mamele tocmai asta spun, pentru că este un grav atentat asupra sănătății copiilor. Eu nu am copii, dar totuși solidarizez cu cei care au și îmi plac copiii, nu pot să spun că nu îmi plac copiii, dar asta este, fiecare, așa cum s-a spus și în această discuție, fiecare alege dacă vrea să aibă, dacă vrea să fie căsătorit. La mine n-a fost să fie căsătorie până la vârsta asta, de acum încolo slabe speranțe să mai fie și implicit nici copii, dar totuși mi se pare o mare responsabilitate să ai copii. Și trebuie să-ți asumi asta foarte onest și foarte matur, pentru că e ușor de a concepe un copil din punct de vedere tehnic, cu ghilimelele de rigoare. L-ai făcut și pe urmă părintele 2, adică femeia, că exista odată și discuția asta în societate, părinte 1, părinte 2, care să fie 1, care să fie 2, dar doamna de obicei îl naște, se chinuie, deci pe lângă că își poate pune în pericol și viața dacă nu ești foarte, foarte lucid și foarte matur în gândire ca să știi că trebuie făcut. Deci un copil trebuie făcut cu dragoste, exact cum faci orice lucru, cum faci orice vas de lut, de exemplu. Ați văzut acea mângâiere a olarului când face un vas de lut, mângâie acel lut ca să iasă forma dorită de el și pune acolo puțin suflet, puțin mai mult suflet. Deci așa cred că trebuie, metaforic vorbind, și la conceperea unui copil. Deci din start exclud ideea că femeia este doar o ființă care poate procrea. Deci femeia este om la fel ca și mine, la fel ca și oricare, are sentimente și decizia de a avea un copil trebuie îndelung discutată, analizată, exact ca un plan în Parlament, când vrei să pui la vot o lege nouă. Discuți cu partenera, cu partenerul și dacă considerați sau se consideră că sunt condițiile întrunite, atunci da, se poate vota, ca să zic așa, tot în termeni politici, cu ghilimele de rigoare, se poate vota ca acel copil să vină pe lume. Altfel, există metode contraceptive, există măsuri de protecție. Repet, femeia nu este obligată să accepte să facă un copil împotriva voinței ei. Femeia este cea care duce această misiune până la capăt. Bărbatul este în spatele frontului și asigură stabilitatea, dacă este matur. Îi asigură stabilitatea, îi asigură siguranța socială că acel copil poate avea un viitor fericit. Altfel, mai bine nu, decât să ai pe conștiință două suflete și soția și acel copil, mai bine nu. În alte realități, nu în Republica Moldova și nu în România, sunt și bărbați care nasc. E vorba despre persoane transgen, de exemplu. Și până la urmă nu ar trebui să inventăm roluri de gen pentru bărbați, pentru femei. Poate mai greu la sarcină, dar și bărbatul poate ajuta femeia pe timpul sarcinii. Nu e doar greutatea ei. Iar după aceea, creșterea copilului, educația lui, e o sarcină comună, inclusiv a societății care a făcut atâtea presiuni asupra de cuplului acord, și asupra persoanei. Tine, inclusiv societatea trebuie să susțină.
Eu zic din punctul de vedere al ducerii sarcinii ca și gravidă. Acolo este femeia în prim plan, dar bineînțeles bărbatul trebuie să fie tot timpul în jurul ei și să-i preia din sarcini. Adică să ne dăm jos epoleții că eu sunt bărbat și sunt în stâlpul casei și eu sunt șeful familiei, eu mi-au ziarul, citesc și tu ești femeie, eu nu spăl vasele că sunt bărbat. Nu! Trebuie să lăsăm această tunică militaroasă și să suflecăm mânecuțele și să spălăm ele, că nu ne cad piuluțele dacă spălăm și noi un vas. Sau cred să-i că... aduci mâncarea la pat celei dragi, frumos, cu o floricică pe farfurie acolo și să-i urezi poftă bună, ceva gătit de cred tine. Cred că vor trece câteva generații bune până se va accepta în spațiul post-sovietic emanciparea femeilor și se va accepta faptul că și bărbații pot împărți treburile casnice cu femeile și vor ieși mulți bărbați în această masculinitate toxică care învață că ei sunt bărbați, trebuie să aducă bani în casă, femeia trebuie să aibă grijă de casă, ei nu au nevoie să-și exprime emoțiile și sentimentele pentru că sunt bărbați și nu frumos să plângi, să te jelui și seniorile. Și din cauza acestor, hai să spunem așa, unui trecut patriarhal care s-a creat pe parcursul a milenii, da, că a pus aceste așteptări asupra bărbaților, respectiv ei cumva sunt frustrați de emanciparea aceasta feminină pentru că o percep ca o rivalitate între gender, dar ce de fapt ar trebui să le deschidă mai multe oportunități, că uite că și femeia are posibilități să facă bani, acum nu toată casa, nu toată partea financiară stă doar pe umerii tăi, este mai ușor, poți să sufle mai liber că ești bărbat și se acceptă și ție o lacrimă și că dacă îți place să gătești, nimeni nu te va judeca de faptul că tu iubești să faci mâncare. Sau să croșetezi. Ceea ce, da, pentru că dacă ești o persoană emoțional crescută și ești matură, tu înțelegi că lucrurile astea sunt un beneficiu pentru ambele sexe, pentru ambele genuri, într-un cuplu heterosexual sau deja oportunități pentru LGBTQ, adică pentru libertate de exprimare sexuală. Deci trebuie să percepem lucrurile din partea pozitivă. Însă, în spațiul post-sovietic, această masculinitate toxică, pentru că a fost o discuție referitor la suiciderea în rândul bărbaților despre masculinitatea toxică, mereu tu știi că am avut niște dezbateri pe acest subiect și mulți aud doar ceea ce vor să audă, de fapt, că dacă ești mascul înseamnă că ești toxic. Nu. Masculinitatea toxică, de fapt, sunt niște pattern-uri care sunt ca niște traume din copilărie psihologice transmise din generație în generație și care de fapt plasează bărbatul într-o cutie mecanică ce îl face ca un robot să lucreze pentru această societate, da? Și respectiv el atitudinea aceasta o are față de toată lumea. Deci asta este vorba despre un mediu toxic. Da, am putea să mai demontăm un mit, dacă vreți, despre posibilitatea de a crește, de a naște un copil și de unul singur. Deci nu neapărat să faci un cuplu, nu neapărat să fie cuplu hetero, poți să faci copil și în cuplu gay sau poți să-l faci de unul singur. Zi, Mere, că ai zis ceva, ai vrut să zici ceva. Eu voiam să adaug la faptul că bărbații nu plâng și femeile sunt slabe, acest stereotip. Dacă tu ca bărbat plângi, asta nu ți se scade statutul tău de bărbat în societate și tu dacă ca femeie nu poți face față a unor lucruri, fie în casă, fie la locul de muncă, asta nu ți scade statutul tău de femeie. Sau dacă tu nu vrei să naști un copil, statutul de femeie rămâne în societate, nu scade nici într-o fel. Asta mi-aș dori să înțeleagă majoritatea dintre noi. Că statutul de bărbat și de femeie nu conține în nu trebuie să plângi, tu trebuie să naști. Și mai ales ar trebui să ne mândrim, suntem în Republica Moldova și România, două țări conduse acum de doi președinți care nu au copii. În Republica Moldova, am vrut să zic și premiera, dar premiera cred că are copii, nu?
Nu știu. Na, e irelevant. Oricum, președinții avem child free, deci putem să-i felicităm și pe ei și pe ea și pe el cu ocazia acestei zile internaționale a persoanelor fără copii. Da, uite, Genadi, la este voi cetatea înseamnă noastră. ceva de demnitari fără copii? Știu că în țări europene sunt destui de mutari care nu au copii, dar cred că e greșit să facem diferențierea între cei care au copii și cei care nu au copii, pentru că eu consider că e la fel ca și cum aș spune că asta are teren, celălalt nu are teren, asta are un copac în ogradă, celălalt nu are un copac. Deci e o diferențiere idiotă. Fiecare decide pentru el și mai ales dacă e în funcție publică ce. Asta înseamnă că îi pasă mai puțin de viitor, îi pasă mai puțin de interesul public, îi pasă mai puțin de demnitatea publică. Mie îmi pare că acești oameni, dacă au ajuns în funcții publice, fac față cerințelor unei funcții publice, nu trebuie judecați după faptul că au sau nu copil. Sau din contra, poate fiind într-o funcție publică, are mai mult timp pentru activitatea profesională și e mai puțin coruptibil, pentru că vedem că marii bărbați ai neamului și femeile cu mulți copii trag la familia și la copiii lor, pe când un demnitar, un politician fără copii, poate că și-ar face meseria demn, onest, pentru salariul pe care îl are, pentru monumentul pe care o să-l facă după aceea și nu pentru copiii săi. Deci nu va fi coruptibil, nu va fi egoist, pentru că ne acuză pe noi ăștia care suntem fără copii că trăiți viața pentru voi numai, dar voi nu cumva sunteți mai egoiști, că vreți să vă multiplicați genele, că vreți să trageți totul la familia, la clanul vostru și împărțiți societatea în niște celule artificiale. Dar unde e scris că nu am dreptul să-mi trăiesc viața? Unde e scris că eu neapărat trebuie să trăiesc viața pentru cineva? De fapt, eu din momentul în care m-am născut pe acest pământ, din momentul în care mi s-a oferit șansa de a trăi, m-am născut ca să-mi trăiesc viața. Eu nu m-am născut ca să trăiesc viața mamii, ca să devin, de exemplu, balerină, pentru că așa a dorit mama. Eu nu m-am născut pentru bunica care vrea să aibă încă vreo 5-3 strănepoți. Eu m-am născut pentru ca să-mi duc viața, să-mi trăiesc greșelile și să fac ce vreau eu și cum cred eu. Nimeni nu scrie că eu trebuie să trăiesc viața cuiva. Eu îmi trăiesc viața mea așa cum cred că este corect. Dacă bunica vrea nepot, să-i facă. Da, este întrebarea asta. Este întrebarea asta. Mamă, dar tu când îmi dăruiești un nepot? Există această mentalitate. Da, și putem să trecem și la partea asta de egoism, că atunci când ne întâlnim la sărbători, la mese de astea mari, fiecare își povestește despre tinerețea lui. Că am trăit într-un fel, că am trăit într-o alta. Și observăm că bunicii, mamele, tații au trăit viața cum și-au dorit ei. Au plecat unde au dorit, zic că au sărit gardurile și au plecat la Ionel, că lui beau, au fugit de acasă pentru că nu puteau trăi unul fără altul, cu altul nu știu câți kilometri până s-a dus la Măriuța. Nimeni nu a ascultat de bunica și de bunelul, cu unele excepții. Dar de la noi uneori se cere că să ascultăm. Ascultatul ăsta, să fiți ascultători. Da, eu sunt mamă, eu am autoritate, deci eu îmi permit să fac, dar tu ești copil, tu n-ai voie, pentru că tu trebuie să asculti și asta se derulează. Nu contează cât ai tu, că ai 20, că ai 15, că ai 30 de ani, oricum. Și cred că, de fapt, este o segregare foarte incorrectă în familie această, că eu sunt părinte și mie mi se permite, iar tu ca copil nu trebuie să faci asta. Deși în capul copilului se face o contradicție, pentru că dacă e vorba despre un lucru care nu se permite să facă, atunci, în primul rând, ca exemplu ar trebui să fie părintele și copilul, evident, că va prelua acest exemplu. Tu nu poți să vorbești copilului teoretic despre ceea ce tu practic asta nu implementezi în societate, pentru că noi formăm societatea. Nu putem să-i dăm exemplu despre ceva ceea ce nu este. Mă gândeam la ce etapă din viață apucăm să discutăm lucrurile astea punctual, așa încât copilul să înțeleagă că el are libertatea să decide ce va face cu viitorul lui, cu viața lui, dacă vrea sau nu copii. În familie nu se discută, în școală nu se discută la modul serios, în facultate nu se discută, în vecini nu se discută, cum naiba societatea va afla că este acest drept de a decide.
vreau să fac copil sau nu, ci când vreau să-l fac, tot eu decid, nu vă întreb pe voi. Alt aspect, să zicem că e atât de importantă opinia rudelor, mama, tata, frați, surori, amanți, iubiți, nu știu. Dacă e atât de important ce cred ei și noi ascultăm, plecăm urechea la ce spun ei și după aia decidem să facem un copil pentru că e prea târziu, la 37 de ani sau la 45 de ani, după aia pentru că totul, cum să zic, deci dacă faci un copil ca să rezolve o problemă și mai ales problema asta nu e invocată de tine, dar e invocată de cei din preajma ta, am impresia că de aici începe un cerc al nefericiților, pentru că eu fac ce vor alții, un copil reiese că nu este dorit de mine, ceea ce înseamnă copilul ăsta va avea aceeași pecete și va avea aceeași dilemă și niciodată nu va societatea să clarifice. Asta e un drept fundamental al omului de a decide pentru el. Ce fac cu corpul meu? Mai ales pentru femeie, valabil acum, ele au tot dreptul să decidă dacă vor copil sau nu și nu cei din preajma lor. Am epuizat subiectul, dar se pare că nu e interesant decât pentru noi, ăștia care celebrăm azi. Publicul nostru ori că se jenează să nu-i vadă nenașul cu mătru, bunica comentând aici și privind așa ceva. Sau, ori sau, că soția, sunt... sau soția, a, nu-ți vrei copii, hai, lasă că atunci nu o să mai ai copii. Nu să știi, s-ar putea soțul să vrea copii și soția să nu prea vrea. Sunt cazuri diferite. Dar, în mod sigur, clipul ăsta va fi privit după aceea de unii singuri sub plapumă și poate vor fi comentarii după aceea. Eu oricum vă mulțumesc și vă felicit și cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Fără Copii Child Free și cu ocazia curajului de a intra în discuție pe tema asta. Iată, avem și primul comentariu chiar la temă, la fișem. Eu și viitoarea mea soție nu vrem copii. De ce să-i chinuim? Ați putea să-i faceți copii fără să-i chinuiți. Dar da, pe timp de schimbări climatice, pe timp de război, pe timp de sărăcie, pe timp de multă corupție, pe timp de studenție, de exemplu, depinde de situația individuală a fiecăruia. De ce exact, să te apuci să faci copii dacă nu poți să le asiguri, eu știu, de educație adecvată, stare materială potrivită și tot așa. Dacă nu ești Elon Musk sau cine mai are milioane pe acolo, Plahotniuc și Vlad Filat, ca cei își întrețineau odraslele în Marea Britanie. Mă gândeam la faza asta. Dacă tu trăiești, abia te întreții pe tine cu un salariu, cum să mai crești un copil, de exemplu? Pentru că copilul necesită tare mult responsabilitate. Pe lângă faptul educație, mai există și partea materială în care tu trebuie să-i oferi o școală bună, să-l îmbraci. Pe lângă asta mai sunt micuțele astea etape când copilul crește, se adaptează societății, când el răcește, medicamente. Maria, dar mai stai că vine etapa în care spune că toți copiii au fost pe Marte, dar eu încă n-am fost. Urmează. Urmează. Da. Toți copiii au rachetă, eu n-am, am o capsulă spațială. Mai vorba și de iPhone 11, nu-i bun. Prioritatea intereselor la fel este foarte importantă. Dacă persoana singură sau chiar în cuplu, ei au alte priorități. Deci cum să nu vrei să ai copii, este sensul vieții. Măi, fiecare are sensul vieții sale. Sensul vieții meu nu este ca eu să investesc într-un copil, pentru că nu văd rostul să cresc în societatea aceasta bolnavă, instabilă, de exemplu, da? Eu văd rostul să-mi cresc profesional, de exemplu, fix așa un cuplu. El poate să aibă alte priorități, să călătorească, să crească personal, să se autodezvolte, să descopere multe țări, culturi, să-și dezvolte afacerea. Pentru că dacă facem ceva cu dedicație și ne place foarte mult, atunci acest job, acest hobby nu mai este un job. Adică jobul nostru nu mai este decât un hobby, pentru că noi iubim atât de mult ceea ce facem.
și investim practic tot timpul în ceea ce facem. Respectiv, nu mai avem resurse energetice, umane, intelectuale, psihologice ca să mai oferim unui copil, pentru că un copil, în primul rând, este o personalitate și trebuie să fie educat corespunzător. Respectiv, nu putem să-l lăsăm doar în voia sorții, zic că o să crească educatoarea, că ce la școală nu l-a învățat, zice așa, zice așa, tu nu dai educația corespunzătoare, și vine cu niște sechele, niște traume din copilărie, pentru că toți noi purtăm traumele, dacă nu le tratăm la medic, le purtăm în spate și le reflectăm asupra copiilor, de aceea majoritatea copiilor devin dorințele neîmplinite ale părinților. Deci, respectiv, Sau dacă nu încearcă să lucrăm. devină în disperare și nu prea reușesc. Exact. Și atunci copilul acesta este traumatizat pentru că nu și-a confirmat așteptările părinților și este un copil nefericit. Evident că trebuie să investim o educație sănătoasă, mai întâi de toate, să începem de la noi. Și dacă nu simțim această necesitate în a face un copil, a aduce pe lume o personalitate independentă, individuală, să o acceptăm și să nu încercăm să opresăm pentru că vede diferit decât noi ca părinți, atunci nu mai are rost să faci copii doar de dragul lumii. Sau dacă vrei, până într-un moment să crești copii, poți să adopți, că iată, Ghiță Nițescu vine cu întrebarea, nu știu de ce adresată Mariei, dar probabil e adresată oricui dintre noi, ai crește, ai educa un copil pe care nu l-ai născut tu? Mai degrabă așa își crește un copil decât pe unul născut de mine. Dacă e la... Pot să răspund dacă mi s-a Păi dat întrebarea. dacă ți s-a adresat direct, da. 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 Acum văd și eu întrebarea. Eu l-aș crește și aș adopta dacă în momentul când aș înțelege că eu nu pot să concep copil. Dar dacă concep copil, propriul meu copil, și am posibilitatea să mai dau șansa altui copil care să aibă o familie și să se simtă fericit și iubit de o mamă și un tată, de ce nu? Pentru că poți să fii mamă și tată, nu neapărat ca să fii tu cel care ai conceput copilul. Poți să joci rolul unei mami, poți să fii soră și să joci rolul unei mami. Adică fără... Mi-amintesc de o familie cunoscută la Chișinău care la fiecare dată când avea un copil nou născut în familie, mergea și mai adopta unul. Și am impresia 3 la 3 acum. Mie îmi pare nu că un experiment, dar mi se pare un gest de omenie enorm. Pentru că dacă ei și-au dorit să crească copii, să mai dea cuiva o șansă și să nu facă diferența între ei. Ambii intelectuali, deci presupun copiii nu s-ar plictisi acolo. Dar în același timp, probabil oamenii ar trebui întâi de toate să maturizeze înainte de a decide să facă copii. Pentru că e suficient să fii abonat la un chat în care părinții discută între ei chestiunile care țin de clasă, de copil, de grădiniță, ca să-ți dai seama cât de nepregătit pentru viață, cât de incult, cât de... În primul rând ar trebui să mai faci o școală pentru acei părinți, pentru că eu îmi închipui ce presiune pe copil e din momentul în care părinții în chat discută tot felul de fleacuri, tot felul de chestii care nu au legătură cu școala și atunci îți dai seama că ei în familie nu știu a educa un copil. L-au trimis la școală contând că școala va face din el om. Inclusiv educație pentru viață, pentru sănătate, educație sexuală. Nu prea au curaj părinții să spună nimic despre chestia asta pe motiv de nejustificată pudoare. Și după aceea se trezesc cu Nu. Păi copilul lui zic cucoșel. Confirm zic acest fapt, în plus că am o experiență. Am un frățior de 7 ani pe care eu îl educ și asist la toate ședințele astea de părinți și uneori, uneori, de fiecare dată părinții sunt mai neglijenți și nu atenți atunci când își dă 1000 de ori aceeași întrebare pe care a spus-o doamna învățătoare decât copiii. Și asta se observă. Sau când te duci la uș la medic, părinții sunt cei mai nerăbdători și părinții sunt cei care se bagă sub ușă crezând că rândul vine mai repede decât copiii. Și ei uită că, de fapt, nici nu știu, cred că unii din ei, că copiii învață din modele și nu poți cere unui copil, fii, te rog,
atent sau fi, te rog, mai cizelat în unele cuvinte sau nu vorbi prostii dacă el aude asta de la tine. Și eu sunt de acord că mai întâi trebuie să ne maturizăm, pentru că adulți toți suntem, dar maturi mai puțin. Wow. Și trebuie să înțelegem că educația, buna creștere a copiilor nu rezidă doar în numărul de clase terminate sau de școli bengoase cu burse și cu, sau cu contracte da, foarte scumpe, ci în primul rând în cei 7 ani de acasă, în omenie, în empatie, în educație corect. Generală. Dacă ai terminat, ca de exemplu, o facultate în psihologie, asta nu înseamnă că ești tare bun părinte cu copilul, pentru că unii învață doar pentru diplomă, nu învață pentru sine. Și asta tare mult contează. Nu diploma face omul, ceea ce îți dorești tu și ceea ce arde în tine și tu dacă cu adevărat dorești să înveți. Pentru că ceea ce învățăm noi la facultate, asta e, cum spun eu, sarea și piperul care punem noi în mâncare. Dar acolo mâncare are nevoie de ingrediente pe care noi le acumulăm prin diferite resurse, cunoștințe și muncă. Referitor la diplome, mi-am adus aminte acum chiar când în microbuz am avut un conflict cu o doamnă rusoaică pe marginea războiului și când omul nu are argumente, el vine cu atacuri la persoană. Și la mica introducere istorică despre teritoriul Republicii Moldova și anexarea și cu România și cu URSS, ea mi-a venit cu așa argument. Deci, ea are 3 diplome. Eu nu știu nimic, ca tot în limba rusă, pentru că ana baba, katora stanovit коня, потому что она рожавшая баба. А я не имею права. Și iată de aici vorbim despre această mentalitate bolnavă. Că... Ржавшая Пер... sau рожавшая? Рожавшая баба. Е баба. Я не говорю русски, как Мария не înțelege. Cristian. Da, Cristian, scuze. Cristian Marin. Da, și el da, chiar contează. Așteptam subtitrarea. Traducerea. Da. În orice caz, da, vorbim despre această percepere că femeia își pierde statutul de femeie dacă nu a născut. Nu este adevărat. Deci, ca la fel ca și bărbatul care nu poate avea copii, bărbatul nu se determină prin existența unui penis și femeia nu se determină femeie da, prin faptul că a născut sau nu a născut. Avem ora 10 și am putea deja să încheiem discuția asta, mai ales că numărul spectatorilor e mai mic decât numărul participanților la discuție, dar am zis, nu neapărat să ne privească în direct, ci în mod sigur după aceea o să ne privească oamenii offline, când n-o să aibă martori alături care să întrebe, dar de ce te uiți la tema asta, dar de ce asculți așa ceva? Și m-am amintit de un caz de aici, de România, foarte recent, și-a pus capăt zilelor într-un mod foarte ciudat, un personaj care conducea o asociație de protecția copiilor, a tată fericit, ceva de felul ăsta, care s-a constatat că era de fapt un pedofil, un violator de proprii copii. Un pedofil. Asta se întâmplă... Și asta se întâmplă foarte des, că sub, eu știu, titluri, doctor în psihologie poate să fie un părinte despot, demonic, care face viața coșmar pentru propriile odrasle, nu încă pentru alții. Deci să nu ne luăm după aparențe, după titluri, după, cum zicea Ghenadi, intelectual. Pot fi și criminali. Exact. Pot s-ar fi putea și criminal. Cazul să fie total fără studii și să fie un părinte care extraordinar. Avocatul care și-a aruncat iubita de la balcon. Avocatul care și-a aruncat iubita de la balcon și era avocat. Deci om care cunoaște legile și care normal apără criminali, apără persoane nevinovate și tocmai el și-a aruncat femeia de la geam din bucătărie. Nu, dar să revenim la și-a tema copiilor, acolo. Iată. Da. Iată, tot în România, Cristian Marin probabil a văzut, a auzit, Ana Blandiana, celebra poetă,
a distribuit mai ieri o postare critică la adresa Occidentului, a vremurilor de azi, care de ce vrea să apere dreptul la adopție pentru persoanele gay și că de fapt ar trebui să aibă grijă de procreare, de mulțire și de nu știu ce, ea fiind fără copii. Deci bravo, Ana Blandeana, că n-ai copii, dar de ce distribui astfel de postări care au fost preluate de tot felul de conservatori și de ipocriți, care și ei poate la rândul lor nu prea au copii sau cine știe în ce condiții își cresc copiii, dar ar vrea să mulțească lumea, să fie cât mai mulți cetățeni, cât mai mulți enoriași, vorba bisericii. Dar nu contează în ce condiții cresc acei copii. Și tare mi-a plăcut comentariul care l-au adăugat la o postare. Cineva distribuise această fotografie a Anei din Blandeana și tare mi-a plăcut comentariul că intelectualii se vor ocupa de viitorul nostru, că ei sunt preocupați de altceva, de ce nu au copii, dar să facă într-un fel poporul sărac și prost să facă copii, adică îi îndeamnă pe poporul sărac și prost să facă copii, că ei sunt prea deștepți pentru aceasta. Păi eu cred că este o doză de ipocrizie aici la mijloc. Ori tu, dacă ești procreare, dai prin propriul exemplu sau păstrezi ca o opinie pentru tine sau, mă rog, pentru că posibil din starea sănătății nu ai putea să faci copii, dar dacă ești procreare, atunci cumva nu îți anini această opinie și să pui ca exon pe fiecare că tu trebuie să faci copii, că neapărat trebuie, urăsc cuvântul ăsta, trebuie. Cum, pentru că tot cum ar fi noi să le recomandăm cuiva, dar nu faceți copii, că doar noi nu suntem la fel de agresivi. Noi nici nu întrebăm, dar de ce ai făcut copii? Că asta e tot o agresiune, nu? Deci sau noi de ce îl faci pe a doilea sau pe a treilea? Când îl faci pe a doilea sau pe a treilea? De parcă ei o să-i crească și... faci probleme dacă el întreții până la 18 ani. Da, se întâmplă și în materia asta excese și abuzuri, încălcări ale drepturilor omului. Chiar recent s-a vorbit despre Slovacia sau nu știu care, Cehia, unde se recurge la sterilizare forțată a femeilor rome ca să nu mai nască. Și asta e foarte grav. Se întâmplă în Europa de azi. Asta s-a întâmplat în timpul comunist. Dar eugenică comunist. Se aplică și acum? Se aplică în Germania, da, se cheamă femeie pentru temir ce control acolo și se leagă trompele, ce se leagă acolo la sterilizare, că cu bărbații e mai simplu, e la suprafață, la femeie e mai complicat. Și iată, se pretinde că e necesară o investigație medicală sau nu știu ce, și o sterilizează fără să știe, fără ca să o întrebe. Și asta e grav. Deci iată, noi am ajuns de la celebrarea Child Free să apărăm și dreptul de a naște. Ca să arătăm că suntem umaniști și ne pasă de copiii care sunt doriți. Normal, cine are să-i trăiască, să-i dorească, să-i crească. Normal, nu suntem împotriva. Îi ajutăm. Iar cine nu, așa ca noi... Să fim lăsați în pașă și nu arătați cu degetul. Creadă că dacă eu nu-mi doresc un copil, asta nu înseamnă că eu sunt împotriva celor care vor să facă copii. Sau că urăsc copiii. Sau sunt împotriva copiilor. Din potrivă, eu pot să iubesc copiii la nebunie, dar nu simt eu să-l fac și să-l cresc. Asta este ideea. Să nu se înțeleagă greșit. Să nu fie disonanța asta cognitivă. Că, ei, tu ești împotriva copiilor, ba nu. Da, sau ești satanist, cum auzim tot felul de chestii. Da. Paradoxul emancipării... Eu ateu, satanist, poate tu mai degrabă credincioșul crezi în satan. Eu nu cred nici în satan, nici în... Acum altă întrebare. Ce rămâne după noi? Pentru că agonisim avere, agonisim nu știu ce, dar cui lăsăm? Sunt soluții. Da. Deci ca în acea coapă. Deci voiam să zic despre comentariul care a fost la tine, Oleg. Cineva a zis, iată un exemplu bun când ești un ateu creștin, adevărat ateu creștin. Pentru că nu, de fapt, nu religia demonstrează cât ești tu de bun și milos la suflet. Și iată despre disonanța aceasta între a fi de o poziție, asta nu înseamnă că a fi contra unei alte poziții, că cum ar veni. Perceperea iarăși vine din cauza unei masculinități toxice, când bărbații, dacă te aud că ești feministă și pledezi pentru propriile drepturi, gata, te iau automat că tu ești contra bărbaților, că ești misandră, da? Deci înseamnă că urăști bărbații, înseamnă că ești lesbiană.
Da. Deci, duce în extreme. Percepere aceasta, măi, este mijlocul. Nu înseamnă una, nu înseamnă alta. Faceți diferența. Nu neapărat alb și negru, Asta există e și nuanțe din de gri. cauza de lipsă. Exact. E din cauza lipsei de cultură, pentru că poate unii nu înțeleg ce înseamnă a fi feminist sau feministă. Lipsa de soviste, de De cultură cultură. generală sau lipsa de discuții pe astfel de teme, și de asta m-am gândit că e extraordinar prima dată în istorie, pe 1 august, în al 49-lea an de când s-a declarat ziua asta internațională, să vorbim și noi pe meleagurile noastre, pe plaiurile astea care se întind din Islanda până la cel mai estic punct Etighina, probabil, să discutăm pe tema asta ca să-i facem și pe ai noștri, ca brazii și ca brazele, ca pini, să se gândească la chestia asta, să discute, să comenteze, să dea mai departe și să decidă pentru ei, pentru ele, să decidă ce fac cu soarta. Să Pentru că decidă vorba lui însă Ana, cu de ce să faceți maturitate. cu averile noastre? O să vă rămână vouă dacă o să rămânem cu averi. Dar dacă nu, am văzut atâtea cazuri în instanță de judecată când se judecă copii moștenitori de averi ale părinților, se urăsc între ei, se bat, se taie, se omoară, încât mai bine nu. Exact. Deci nu Averea e întotdeauna. ceva trecător. Nu o iei cu tine. Când mori, tot cu mâinile pe piept ajungi. Iei ceva cu tine, mai Da. știi ceva? Ei, și aici cu averea, o fac pentru mine sau o fac pentru ceilalți? Tot eu. Pentru vecinul are, dar eu n-am, trebuie să am două mașini dacă vecinul are una. Balada Miorița e mereu Da. actuală. Da. Da, ați auzit că unii dintre miliardari nu prea dau bani copiilor lor, nu prea mult, nu îi lasă prin moștenire, ca să învețe să lucreze, să lucreze și să prețuiască banii. Că altfel, dacă îi dai ca lui Trump foarte mulți bani, acela începe tot felul de afaceri, le falimentează și iar începe afaceri și iar le falimentează și după aceea devine un despot cum a fost pe acum 2 ani în Asta Statele Unite. mi-aduce aminte de o altă zicere celebră a doamnei Margaret Thatcher, care spunea: dă-i copilului tău o înghețată și în clipa când întinde mâna să o ia, mușcă din ea jumătate. El, când va fi foarte uimit și supărat că de ce mi-ai mâncat jumate de înghețată, mai mușcă așa de al naibii încă 10% din ea și pe urmă dă-i restul, ca să înțeleagă că trebuie să merite și să înțeleagă averea, Acel ăsta copil o de averi. stimurați toată viața, crede-mă. Nu, și că asta era o metodă de a explica copilului ce înseamnă impozitarea. Cred că Da, cel mai probabil. impozitarea. Cum Eu să sunt de fac părere banii? că Explică-i copilului cum se fac banii. probabil că, dar eu sunt de părerea că nu-i arăta copilului de unde să ia peștele, ci învață copilului să devină un pescar și cum să mânuiască unde să bine, pentru că el singur își va dobândi peștele. Deci, ceea ce nu ajunge la noi în societate este ca să creștem niște personalități care ele independente vor lua decizii în favoarea lor și fără a fi în detrimentul altor oameni în societate. Și ca să fii fericit și în jurul tău, toată lumea va fi fericită, cred eu. Iată o Da, dar concluzie bună de final. statul Avem din o oră ziua de de când astăzi vorbim nu și prea ar trebui dorește. să ne gândim la încheiere. Dacă mai vrea cineva să zică o concluzie, o idee, îndrăzniți, dacă nu, apăsăm pe butoane end. Eu repede îmi zic concluzia că atunci când doriți să concepeți un copil, gândiți-vă că îl nașteți pentru a-și trăi viața lui, dar nu pentru a trăi viața voastră. Și atât. Fiți responsabili când doriți să aduceți pe lume un copil. Gândiți-vă că el va fi ceea ce lăsați în urmă. Și depinde de cum îl creșteți, cum îl educați, câtă libertate îi dați, cât de mult îl lăsați să învețe,
ca să vă reprezinte cu cinste, să iasă un adevărat om. Deci doar cu responsabilitate. Nu, copiii nu se fac din joacă. Și eventual pregătiți-vă pentru momentul când o să vă întrebe, dar de ce m-ai născut? Exact. Pentru ce să trăiesc? Da. Genadia, ai ridicat mâna, ai vrut să zici pas sau ai vrut să zici tu o concluzie? Anume, chestia asta, că dacă fiecare om pentru el n-a decis de ce a fost născut, n-a înțeles rostul vieții, de ce v-a apucat să mai faceți copil ca el să perpetueze întrebarea asta, pentru că nu cred că fiecare să continue căutarea sensului vieții. Ar fi culmea să-i spui, te-am făcut ca să cauți tu ceea ce n-am găsit eu, da? Nu, dar să laudă unii că eu am copii sau fac copii, adică... sau pot să fac copii, dar și pisica poate să facă copii. Cu ce ești mai breaz decât limbricii care se mulțesc, de exemplu? Adică nu te lauda cu chestia asta, că nu-i mare ispravă. Sau te plângi, că ia ca tu trăiești cu patru copii, cum am eu, atunci ai să vezi viață. A fost alegerea asta să-i faci. Da, eu mai bine nu. Am ales să nu. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Mie mi-a fost interesant. Sper că le-a fost și celor care ne privesc. Dacă nu, îi rugăm să comenteze. Dacă le-a fost interesant, îi rugăm și le rugăm să apese like, share, oriunde ar găsi acest video, și pe canalul Irinei, și pe canalul Mariei, și pe canalul meu sau pe canalele noastre, Cristian, Ghenadie și Curaj TV. Da. Seară bună, ne vedem data viitoare. Mulțumim. Seară bună tuturor. Mulțumesc și pentru invitație. A fost o seară frumoasă, cu discuții productive. Și îmi pare bine că v-am cunoscut pe cei care vă știam doar așa pe Facebook, doar vă urmăream. Așa că îmi pare să bine. Mai intre. Să mai intre. Mai găsim teme fierbinți. Numai bine. Seară bună, tuturor.